Vă spunem un bun găsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe domnul profesor și pastor Marius Cruceru, pe care îl salut și spun bun venit la emisiune. Bine v-am regăsit! În cadrul acestei emisiuni ne propunem să discutăm o sărbătoare, nu știu dacă o putem numi o sărbătoare, dar oricum ea este tratată ca o sărbătoare în sensul trecerii de la anul vechi la anul nou. În Vechiul Testament noi avem un pasaj despre anul nou. În cultura românească, trecerea aceasta, Revelionul, ajunul ultimului an, vechiului an și apoi trecerea în noul an este un moment în care se pune mare accent în sensul Cheltuielilor, a lucrurilor materiale, și uh, se fac foarte multe pregătiri uh, pentru momentul acesta. Însă, și bisericile evanghelice, oarecum, sunt uh, influențate de momentul acesta din uh, punctul de vedere al uh, privirii retrospective a ceea ce a fost în anul precedent, de bună oară 2014, și întotdeauna trecând peste noaptea aceea a Revelionului, prima zi a următorului an, 2015, este privită ca o nouă oportunitate, ca ceva extraordinar, ca și cum totul se întoarce la zero, cronometrul să dă la zero. Da, e uh, foarte interesantă observația pe care ați avut-o mai ales în, în ultima frază și anume cu această reîntoarcere la zero, cu resetare a uh, timpului sau cu întoarcerea clepsidrei. Imaginea pe care o aveau anticii despre uh, timp era uh, întoarcerea clepsidrei, uh, curgerea nisipului uh, din nou. Aș vrea să ne întoarcem la un text din scriptură. Este textul pe care l-ați pomenit în care avem Roș Hasana, un, unul dintre unul dintre sărbători, unul dintre momentele esențiale ale uh, uh, anului evreiesc și anume capătul anului cum mi se spune sau începutul noului an, care pentru dânsi este undeva în toamnă. Uh, pentru noi este în iarnă în conformitate cu uh, calendarul roman. Dar aș vrea să fac apel la un alt text din scriptură că sărbătorim anul școlar sau bisericesc la începutul toamnei și anul evreiesc, de asemenea că uh, sărbătorim la începutul anului, până la urmă putem considera și asta o convenție unii de exemplu își sărbătoresc anul începând cu ziua lor considerându-și ei centrul universului dar haideți să ne uităm totuși la importanța acestei rotiri sau acestei resetări despre care spuneați noastră în Sfintele Aș vrea să citesc chiar din pe prima pagina Scripturii din Vechiul Testament, din facerea sau din Geneza, începând cu versetul 14, capitolul 1. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, ei să fie niște semne care să arate vremile, zilele și anii și să slujească de luminători în întinderea cerului ca să lumineze pământul și așa a fost. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători și anume luminătorul cel mare ca să stăpânească ziua și luminătorul cel mic ca să stăpânească noaptea, a făcut și stelele. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul, ca să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun Amin. Asta e cuvântul Domnului uh, Mi se pare foarte interesantă această fascinație asupra timpului pe care tot timpul omenirea a, a avut-o. Una, una din cele mai frumoase texte despre timp a fost scris de Augustin. Uh, și are o contribuție în percepția timpului ca uh, subiectiv. Noi avem o subiectivitate, asupra timpului în funcție de moment de vârstă, de uh, starea noastră, avem o altă percepție asupra timpului. Um, există însă ceva obiectiv în uh, percepția timpului, și dacă ne întoarcem la acest uh, text din scriptură, vedem care este scopul primar cu care Dumnezeu a uh, ornamentat Universul. Uh, termenul uh, grecesc pentru uh, creație vizibilă este cosmos. Cosmos uh, vine de la un verb cosmeo, aici avem ideea de cosmetizare, înseamnă punere în rânduială. Când Dumnezeu creează din haos, avem o tranziție spre cosmos, pune în rânduială lucrurile. Motivul pentru care creează, motivul primar pentru care creează soarele și luna nu este pentru luminare. Asta este motivul secundar. Motivul primar pentru care creează soarele și luna și stelele, acest mecanism perfect reglat este pentru a măsura timpul a făcut niște luminători în tinderea cerului ca să despartă ziua de noapte, să fie niște semne, niște granițe, niște stâlpi de aducere a minte între vremi, adică perioade, zile și ani. De ce este interesat Dumnezeu cel veșnic de timp? De ce este interesat Dumnezeul care este în afara timpului și în afara spațiului de aranjament în timp și spațiu pentru om și creează cadre și limite pentru om. Aceasta poate fi o întrebare de la care putem apoi ajunge la ideea de capăt al anului. Ați spus în întrebarea dumneavoastră un lucru foarte interesant, resetare de la zero. Pe mine m-au interesat și putem porni din nou de la etimologii, sunt niște etimologii populare. Uh, și niște iar, tradiții. Și niște tradiții, da, foarte. În special în contextul românesc. Oh, da, da, acolo când ajungem, este chiar fascinant ce se întâmplă. Dar, pornind de la etimologiile uh, populare, unii cred că însuși termenul de revelion, care ne-a venit <coughs> nu direct din latină, ci pe filieră franțuzească ar fi de la uh, revelo. A, a, reîmpăturire, redesfășurare este ca și cum mai avea un sul pe care îl desfășori, ai scris pe el, apoi îl înfășori și după aceea desfaci alt și nou. Este exact ideea dintr-o poezie în limba engleză care îmi vine acum în minte în care un copilaj greșește în fața învățătoare, începe să plângă, vine cu a, foaia de hârtie, a, <căt> cu greșeala și cere o altă foaie de hârtie, se dă o altă foaie de hârtie și învățătoare spune, data asta copilul meu o să faci mai bine. Cumva ideea aceasta de reînfășurare, de depozitarea nou a vechiului an și deschiderea unui nou an ca o foaie de hârtie pe care putem scrie mai bine, cred că este o idee foarte valoroasă când ne gândim la revelion, la anul nou, la trecerea dintre ani, la a pune limită, cred că majoritatea dintre noi am fi foarte deprimați dacă n-am avea limite în timp, dacă n-am avea zi și noapte și dacă totul ar merge într-un continuu, chiar dacă ne-am putea odihni. Când nu ai această limitare de timp, începem o nouă zi, putem să o luăm de la capăt, putem să resetăm, să restartăm, începem o nouă săptămână <coughs> și e adevărat, unii se înșeală, cu acestă, dar chiar această înșelăciune are în o doză de speranță. Când oamenii spun, de luni mă las de băut. El își promite că va fi un nou început și săptămâna aceea va fi de luni încep o nouă cură de slăbiri. De anul ăsta o să fiu altfel. În anul ăsta fac mai multe economii. Toți suntem și luăm decizii de nou, în nou an o să citesc Biblia într-un singur an. De ce? Pentru că avem granița. Dacă n-ar exista această graniță, merge așa într-un continuu al dezamăgirilor, al uh, depresiilor, al dezamăgirilor de, cu noi înșine, pentru că vedem că lucrurile merg din rău în mai rău. Înseamnă că, înseamnă că ar trebui să vedem timpul ca și darul lui Dumnezeu pentru noi? Sigur că da. Timpul uh, în curgere este o amenințare deopotrivă, <coughs> pentru că știm că uh, pruncul de când se naște începe să moară și în organismul lui se petrec uh, procese de îmbătrânire din ziua 1, din prima săptămână, până când Domnul îi. Uh, hotărăște scurtarea vieții. De să spune Psalmul 139 cu 16 este de asemenea adevărat că zilele noastre sunt stabilite și anii noștri de viață sunt stabiliți încă din pântecile maicilor noastre. Deci timpul este un, cadou pentru noi, dar o amenințare în același timp, o avertizare, nu o amenințare, o avertizare aș numi eu mai degrabă. Dumnezeu ne avertizează că vine o vreme când vom intra în veșnicie, când nu va mai fi timp când vom ieși din curgere și vom intra într-un spațiu fără de ani, fără de zile, unde soarele nu, trebuie neapărat pasajul acesta din prima pagina Scripturii, trebuie cuplat cu uh, pasajele escatologice din finalul Scripturii, în care aici avem soare luminător ca să limiteze în noua creație nu va mai fi nevoie de soare pentru că Dumnezeu însuși va lumina, Dumnezeu este veșnic nu va mai fi limită de timp de zi, alternanță de zi, noapte, uh, curgerea anilor pentru că uh, fiind în veșnicie nu vom mai percepe timpul ca o curgere, îmbătrânire, degenerare, uh, decadență, moarte și apoi uh, restaurare. Uh, ideea aceasta de ani are în sine o idee valoroasă, conține în nuce, în Într-o coajă de nucă, tocmai ideea vieții noastre și a veșniciei. Parcurgem un an care îmbătrânește, și așa este văzut și în tradițiile populare românești: un an care îmbătrânește și moare, și se naște un nou uh, an care, la rândul lui, va uh, trece prin același proces. La fel cum viața noastră merge dinspre tinerețe spre îmbătrânire, urmând ca să intrăm într-o nouă creație, a hai să spunem în termenii basmului românești, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, până la celebrarea acelei veșnicii, până la a fi împreună cu Domnul, trecem prin aceste faze de apropiere de moarte. Există o valoare enormă în limitare de timp, pentru că aceasta ne uh, dă dimensiunea trecerii noastre pe pământ, ne dă dimensiunea faptului că nu putem face orice cu viața noastră, ne dă dimensiunea programării, a proiectelor, a, a, avansării în timp, vreau ca în 5, 4, 3, 2 ani să fac cu tare sau cu tare lucruri, de asta putem să ne programăm și ne dă de asemenea nostalgie. Uneori o nostalgie dulce, dacă aș fi din nou în urmă cu 4 sau 5 ani aș face lucrul ăsta, sau dacă aș putea să mă întorc în timp aș face lucrul ăsta, ca urmare în următorul an voi face mai bine. Aceste limitări au ambele dimensiuni, Retrospectiva, deopotrivă, ne uităm la vechii ani și la anul care a trecut și perspectiva și putem îmbunătăți umblarea noastră cu Domnul. Un lucru care se face, de exemplu, în ajunul revelionului, ca să spun așa, este tocmai această privire în urmă. Pe de o parte, e, e bine să privești în urmă și să vezi ce... Urme ai lăsat în anul care a trecut, exact cum spune profetul Ieremia: privește urma pașilor în vale, dar, pe de altă parte, mă gândesc la faptul că acest lucru ar trebui să fie, de fapt, în fiecare zi, nu o dată pe an. Dumnezeu a făcut-o în fiecare zi. Acest <coughs> obicei al evaluării îl avem chiar în textul nostru: Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Cum a văzut? Chestia? A avut retrospectivă, s-a uitat. A survolat creația de până în ziua respectivă și a văzut că lucrurile acestea sunt bune. Este dumnezeiește să evaluăm trecutul. Uh, unii fug de uh, nostalgia. Nostalgia este compus din două cuvinte grecești: uh, nostos înseamnă întoarcere, alghia, de avem algocalmin, înseamnă durerea reîntoarcerii. Unii fug de această durere reîntoarcerii, de, de evaluare. Uh, Revelionul ne oferă tocmai această posibilitate de a evalua. Și de a sorta lucrurile bune și lucrurile rele. Problema este să avem un reper axiologic corect. Adică, întrebarea este, după ce trag concluzia în viața mea că unele sunt lucruri bune și celelalte sunt lucruri rele, pe unele se le cultiv, pe celelalte să le descurajez, dacă nu am repere axiologice foarte clare. Aici cred că trebuie să umblăm în jurul acestui revelion. Care sunt valorile? Valorile mele sunt valori într-adevăr creștine sau sunt valori lumești? Uh, axiologia mea este influențată de Sfânta Scriptură sau este influențată de, uh, cum spune englezul, peer pressure, de, de presiunea uh, contemporanilor mei, anturajelor, colegilor de servicii. în momentul când în anul următor spun anul ăsta voi face cu tare și cu tare la casă sau îmi voi schimba mașina. Aceaste, aceste repere sunt din pricina unui, unei mentalități adâncă înrădăcinate în scripturi sau din cauza presiunii că cei din jurul meu au făcut și ei același lucru. De multe ori m-am trezit și eu gândindu-mă la anul care a trecut și la anul care urmează în termenii lumești. Ai progresului în carieră, spre exemplu, ai progresului economic, social. Prea puțin stăm la cumpăna dintre ani, cum s-a instaurat această expresie, care deja devine un fel de lozincă, prea puțin ne gândim la progresul spiritual pentru că acela este foarte greu de cuantificat. Cât am citit mai mult din Scriptură, cât m-am rugat mai mult, am pus uh, temelii noi caracterului meu, care sunt uh, și aici v-aș sugera -aș, telespectatori noștri să facă următorul exercițiu, pun o fai de hârtie scădințele mele în caracter pe care le văd. Spre exemplu, lipsa de punctualitate sau faptul că în anumite lucruri nu îmi pot stăpâni gura, mă scap cu anumite lucruri pe care n-ar trebui să le spun Sau cu un anumit gesturi sau comportamente care nu stau bine unui om care se consideră matur în Hristos Le pun pe o faie de hârtie să le depozitez în Biblie sau în altă parte Să le pot contempla din când în când și la începutul anului 2016 să mă uit care sunt acele lucruri care între cele două limite dintre ani. Am reușit cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul uh, Domnului Hristos care locuiește în noi, să le tund, să le uh, exorcizez, ca să spun așa, un cuvânt dur. Uh, Întorcându-mi la ideea pe care ați uh, subliniat-o că Dumnezeu ne a așezat niște limite uh, și că avem nevoie de aceste limite în timpul nostru, Totuși, mă gândesc că n-ar fi, fi rău și ar fi un lucru foarte bun să să nu uităm că timpul pe care noi îl petrecem nu se mai întoarce niciodată. Oamenii în literatura aceasta fictivă au încercat să dezvolte ideea întoarcerii în timp. În sensul în care te întorci în timp ca să repari anumite greșeli pe care le-ai făcut sau să faci ceea ce nu ai făcut până în momentul acela. Mm -hmm. Și totuși, istoria este liniară. Ea merge într-o anumită direcție și timpul nu se mai poate da înapoi. Am în minte imaginea bunicilor. Eu am prins bunicii când aveau război în casă. Mm -hmm. Război nu în sensul de ceartă, ci în e, sensul acela. Da, sure, yeah. război de țesuri și uh, iarna făceau bunicii ciorap de lână, sfetări de lână și aveau diferite modele pe care le yeah. făceau. Și zicea bunica la un moment dat, zice, am greșit. Și scotea Andreaua, acolo, acela și-l tot rândul. Yeah. și îl făcea de la început. Yeah. Uh, Unii am vrea și noi să facem în viață tot la fel. Yeah. Anul ăsta a fost un an greu, să spunem așa. Mm -hmm. Sau un an... Uh, slab din punct de vedere spiritual, dacă am putea scoate uh -huh. acul timpului și să croșetăm de la început, dar nu uh -huh. mai putem face. Da, uh, irreversibilitatea timpului este o obsesie pe care <coughs> au avut-o scriitori, uh, teologi. Uh, există modele uh, ale timpului circular, există modele literare uh, care vorbesc despre reîncarnare. Sigur, toată aceasta, cum spuneți, este ficțiune. Deocamdată ceea ce experimentăm cu toții este această trăire a timpului linear și irreversibil. Noi credincioși însă avem o nădejde. Pentru cineva care privește timpul și contemplă ideea de irreversibilitatea timpului, această idee poate fi extrem de descurajantă. Aici e Putem ajunge în situația lui Cioran în care să considerăm cel mai mare ghinion faptul că ne-am născut, că venim pe acest topogan fără de oprire al timpului. Ori pentru un credincios ideea cea mai valoroasă în jurul timpului este tocmai ideea de oprire a timpului în veșnicie. Noi știm că parcurgem uh, perioade, vremi, săptămâni, ani, zile și ani cum spune aici, înspre uh, când vom fi întotdeauna cu Domnul, înspre veșnicie. Veșnicia este ceea ce ne dă energie să ne trezim în fiecare dimineață și să o luăm altfel de la capăt. Veșnicia este ceea ce ne face să ne judecăm anii altfel. Veșnicia este ceea ce nu ne dă nouă disperare în momentul când medicul îți spune îmi pare rău, aveți cancer, mai aveți trei luni de trăit. Oricine oricine nu are perspectiva veșniciei poate să ajungă în pragul cele mai cumplite disperări în fața unei asemenea diagnostic. De aceea noi ne hrănim ideea de timp, din ideea de veșnicie. Ancorați tot timpul în viitor, ne putem trăi prezentul. Ispita deavolului este să lucreze pe perioade scurte înainte și înapoi. Horatiu spunea iar recurg la spusa lui Carpe diem. Care nu este o, o spusă epicuriană, adică bucură-te de clipa prezentă, enjoy it. Trăiește, Trăiește clipa. clipa. nu. Și <coughs> ideea lui este, și tradus corect, motamu, este culege ziua. Culege fiecare zi. Adică valorifică timpul. Accentul pe prezent. Da. Care este strategia diavolului? Diavolul ne fugărește ori nostalgii inutile, Uite cum erai la poza de la nuntă, la 56 kg. Nu o să mai fii niciodată așa. Nu? Ce frumoasă erai atunci. Uite că ai pierdut tot. Uite că ai pierdut cu tare, cu tare. Ei, această strategie de a ne înțelege în trecut. Chiar și la cei în vârstă se regăsește o astfel de nostalgie toxică. E, mă, tată, când eram noi pe vremea noastră erau lucrurile mai bune, acum nu mai sunt bune. Aceasta este o strategie. O altă strategie este proiecția în minciună. Lasă că mâine va fi mai bine. Lasă că le rezolvăm noi, lasă că o să fii mai bun, dar nu faci nimica Concret. și vorba unei spuse atribuite lui nici, <coughs> nu sunt sigur că nici a spus-o, dar este atribuită lui. Nebunia maximală este să nădăjduiești că mâine se vor schimba lucrurile, astăzi ne făcând nimic pentru asta. Deci cum putem fi atât de smintiți să credem că lucrurile se vor schimba când, de la sine, da, sine că nu iei nu E Aceasta este Sminteala celui rău. Fie ne mută în trecut, fie ne proiectează în prezent, înșelându-te să nu te bucuri niciodată de clipa prezentă cu Domnul. Ne uităm la Domnul. În, în limba greacă sunt două cuvinte pentru timp. Unul este Cronos, care poartă numele Zeului care și-a mâncat copiii. Un Zeu extrem de crud. În mitologia greacă, Cronos este una dintre imaginile cruzimii și, într-adevăr, timpul acesta curgător, timpul pe care îl vedem că ne vânează, este un timp extrem de cruzim. Ne mănâncă carnea, ne mânâncă, uh, cele mai mari bucurii. Celălalt termen care provine cumva din mentalitatea uh, iudaică este Kairos. Kairos este momentul oportun. Dacă ne uităm la viața Domnului Isus și cum și-a trăit viața, în aparență parcă nu are niciun fel de program are de mântuit o lume întreagă și oferă audiență de o noapte întreagă lui Nicodim. Stă și pun între ghilimele, pierde timpul o zi întreagă cu Samaritan, ca trei ore și jumătate, după calculele din distanțele de acolo. se scoală în miez de noapte și se duce să pe munte și pierde o noapte întreagă în rugăciune stă cu 12 oameni și pierde timp cu ei când ar putea să predice în fiecare zi la o mulțime de 5 oameni, dar le dă învățătură la 12 și pierde timp. Dacă ne uităm la, la Domnul Isus, pentru unii Domnul Isus ar fi un, 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 risipitor de timp extraordinar de greu de înțeles. Și totuși îl vedem pe Domnul cum folosește fiecare clipă din cei 3 ani și jumătate care sunt <coughs> în Evanghelie la maximum este o lecție despre cum să ne mișcăm în Cronos și Kairos. Noi când sărbătorim Revelionul, sărbătorim Cronosul. Timpul curgător. Îi punem o limită și zic că am împachetat un an, deschidem un nou care o, iarăși să ne mănânce viața. Cred că o bună lecție din acest Revelion ar fi să ne schimbăm mentalitatea despre timp. ce e de făcut acum? Vă dau un exemplu. Uh, pilda Samaritanului Milostiv. Uh, să nu credeți că uh, ceilalți erau, Levitul și preotul erau oameni răi. Nu erau oameni, dar aveau program. Timpul. Aveau un program, dar aveau un program. Erau, de ce unde se duceau să-L slujească pe Dumnezeu? Uh. Și erau atât de dornici să-L slujească pe Dumnezeu încât n-au putut să se oprească să-L slujească aproapele. Dumnezeu aștepta la templu să fie slujit, trebuia uh. slujba începută. M-am trezit de multe ori în această ispită să fac lucrurile pe care le aveam programate și mi se ivește, de exemplu, oportunitatea unei discuții cu un om care este în așteptarea unui răspuns, într-o disperare, într-o problemă și mă uit la ce spun, nu am timp să vorbesc cu tine, am lucruri mai importante de făcut, tot pentru Dumnezeu. Ei, asta înseamnă a trăi în cronos. A trăi în Cairo spunem, da, contemplu cele două lucruri, mă uit în fața mea că s-ar putea să fie un om care, pe care Dumnezeu să mă folosească să-l opreze la sinucidere, spre exemplu. Nu aș regreta enorm să știu că omul respectiv a plecat din fața mea fără răspuns și după aia s-a dus și a încercat să-și pună capăt zilelor, ajunge cu traume pe viață întreagă, pentru că eu n-am avut timp încă jumătate de oră să-i ascult necazul. Tot timpul, dacă vă uitați, suntem fugăriți din spate tot <coughs> timpul suntem în tahicardie că nu ajungem în colo, că nu ajungem în coace uh, suntem permanent uh, în, în starea asta de neliniște în care nici noaptea nu mai dormim cum trebuie pentru că ne gândim și ne frământă în somnul nopții programul de a doua zi dimineață suntem o generație programată care am câștigat foarte mult timp gândiți-vă cât timp am câștigat noi față de generațiile anterioare. Și totuși, care e plângerea cea mai mare astăzi? N-am timp. Deci e gândiți, un paradox. Da, sigur. Păi avem mașini de spălat. da? Noi am prins când ne-am crescut copiii, când am crescut copiii cu scutece pe care le storceam și le spălam. Uh, și aveam timp să ne rugăm pentru ei când le spălam scutecele, aveam timp să discutăm unii cu alții. Avem mașini de spălat, avem mașini de avem uh, mașini care merg mai rapid, avem telefoane mobile să comunicăm urgent unii cu alții, să ne repoziționăm unde ești acolo, vin, stiau acolo, ca să câștigăm timp. Cu cât intrăm mai mult, de, cu cât intri mai mult în gura lui Cronos, cu atâta timp că uh, uh. mai mult. Uh, cred că trebuie să înțelegem că timpul nostru este format din secunde și clipe extrem de prețioase. A întârzia o clipă să-ți îmbrățișești soția poate fi ultima dată. A întârzia încă o clipă să-ți asculți copilul adolescent, poate fi ultima oportunitate când se mai deschide. A întârzia încă o clipă să zâmbești unuia care vrea să-ți devină dușman, dar pentru că te-ai întors și ai întorci, cei la vreme, abandonează gândul. Pot fi aceste clipe extrem de prețioase. Nu cred că ar trebui să mai gândim în hălci de timp. Săptămâna aceasta am următorul program, luna aceasta am următorul proiect, anul acesta am următoarele proiecte. Ce să gândim în clipe? Clipele ne sunt dăruite. Și Clipa plecării să... mele este sigur, aproape. Sigur, sigur. Deci când ne facem evaluări și acesta este unul dintre lucrurile pentru care Dumnezeu ne fixează limite pentru noi cei care trăim în timpul cronologic, în timpul care ne, ne mănâncă bucuriile, um, este foarte important să mă gândesc care sunt acele lucruri după care mă măsor. Mă măsor în funcție de prieteni, mă măsor prin comparație, mă compar cu cei care sunt împrejur, cu realizările lor sau mă compar cu Domnul Iisus Hristos, în lumina căruia trebuie să mă să -mi redefinez portretul spiritual. Pentru noi, anul acesta a fost unul dintre cele mai traumatizante Experiențe din anii noștri de căsnicie. Am pierdut patru apropiați într-un singur an, uh, fost patru decese care ne-au responsabilizat mai mult și ne-au maturizat mai mult. Să învățăm, să ne regândim bine zilele, să ne numărăm bine zilele. Când uh, psalmistul spune, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, întotdeauna numărarea zilelor trebuie să fie, cum spunea Andrei Pleșu, dinspre final înspre clipa prezentă. Bun, care e finalul? Știu eu că voi trăi 72 de ani, cât îmi doresc, 92 nu de cât ani, timp mai sigur. Numărătoarea corectă este începând de mâine, când e ziua mormântării mele. Ziua mormântării mele poate fi mâine sau apoi mâine. Deci astăzi este prima zi din restul vieții mele. Cu alte cuvinte, astăzi trebuie să trăiesc la maximum pentru Domnul, pentru proiectele pe care le am din punct de vedere spiritual, pentru scopul pe care îl am pe Pământ. Ei, o, o bună utilizare, o bună folosire a timpului înseamnă de asemenea și să-mi înțeleg bine rostul pe lume. Pentru mine a fost revoluționar momentul în care în preajma convertirii m-am dus la mama mea și am spus am buletin, de acum pot să fac mai multe lucruri, sunt înspre adult <coughs> și mama mi a spus, foarte interesant, foarte bine, vreau să te gândești totuși pentru ce faci tu umbrul pământului, care e motivul pentru care trăiești și la sfârșitul fiecărei zile să te întrebi oare a meritat să respiri aerul lui Dumnezeu să mă bucur de razele soarelui lui, de ploaia care vine și peste cei buni și peste cei răi Ei, din momentul acela din urmă cu 30 și ceva de ani în fiecare zi sunt urmărit de întrebarea aceasta, care-mi este rostul pe lume? L-am îndeplinit astăzi? Pentru că orice altă ființă umană mă poate înlocui în anumite lucruri și uh, buna utilizarea timpului, buna utilizarea următorului an în care intrăm Constă foarte mult de în a gândi în ce, care sunt acele lucruri pe care numai eu și numai eu pot să le fac pe lume. Pentru asta m-a creat Dumnezeu. Ăsta este scopul pentru care m-a creat Dumnezeu. Și uneori îmi judec activitățile în felul următor. Trebuie să mă duc să iau pe cineva dintr-o localitate. Poate face și altcineva lucrul ăsta, este și altcineva care îl poate. Dar dacă mă duc eu și-l iau pe respectivul, cel care se duce șoferul. Poate fi un mai bun șofer decât mine, dar cu persoana respectivă nu mai pot discuta, nu mai pot spune despre domnul. Și atunci, dacă mă duc să o iau pe sora mea, cu oh, mea am petrecut destul de mult timp, poate să o ia cum natul, poate să meargă fiul meu să o ia, dar pentru un prieten care este în frământare cu domnul, numai eu sunt singurul pe care Dumnezeu mă poate folosi eventual în călătoria aceea în care am atenția lui nedistribuită. Nu își poate deschide portiera să fugă din mersul mașinii. Uh, pentru asta m-a creat Dumnezeu, pentru asta m-a echipat. Și, deci, să fiu șoferul cuiva poate fi un act extraordinar de spiritual dacă îl judec dintr-o altă perspectivă. Și aș provoca pe telespectatorii noștri să gândească anul următor la din această perspectivă: De ce m-a creat Dumnezeu? Nic Vujic este un bărbat care n are nici mâini, nici picioare. S-a căsătorit, are un copil este fascinantă istoria lui ca și cum este fascinantă istoria lui Johnny Erickson. Uh, probabil părinții lui s-au gândit oare ce folos, de ce l-a creat Dumnezeu, ce ghinion să te naști fără mâini și fără picioare. Și totuși poate să ajungă inclusiv în Parlamentul Chinez să vorbească despre Dumnezeu acolo unde noi ceilalți nu putem ajunge pentru că nimeni nu ne-ar asculta pe cineva care are bucurie și are și mâini și picioare. Dar pe cineva care are bucurie exuberantă când nu are nici mâini, nici picioare, asta este o persoană vrednică de ascultat. Mă gândeam la, la ce spuneați chiar din experiența personală a anului acesta 2014 al unor evenimente care nu puteau fi anticipate, neprevăzute și uh, căutând să extragem o învățătură din, uh, din, experiența aceasta, ne dăm seama că noi nu avem control asupra timpului. Da. Că avem libertate și totuși nu avem libertate absolută. Sigur. Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Limitarea în timp și spațiu este, nu trebuie să uităm, doar o alergare pe marginea terenului, o alergare din încălzire. Este Terenul nostru de antrenament este terenul în care ne demonstrăm uh, credincioșia în umblare cu Domnul. Faptul că suntem încarcerați în acest trup, care, cu uh, acest cort care se desface, care crapă. Uh, cum spune Apostolul Pavel, îmi doresc să ies din acest sport. Mă simt strâns din două părți. Nu-mi place în trupă, nu-mi place în carne. Am uh, țepușul ăsta în carne pe care mi l-a uh, dat diavolul și care mă chinui. Aș vrea să fiu eliberat. Și totuși stau, și el spune, stau pentru voi. Adică,-și cunoaște mandatul extrem de bine. Ceea ce îl face pe Apostolul Pavel să reziste în timp și spațiu să reziste în trecerea vremurilor, tânjind după veșnicie, dar în același timp făcându-și lucrarea aici. Este perspectiva corectă asupra sinelui. Când ne spune să avem păreri cumpătate despre noi, Părere cumpătate despre noi înseamnă, așa cum am vorbit mai înainte, și o percepție clară asupra scopului pe care Dumnezeu mi l-a dat în lume, dar mai mult decât percepția faptului despre scopul pentru care, pentru care trăiesc pe pământul ăsta până voi ajunge în veșnicie, în fața marului judecător, în fața care va trebui să dau socoteală de bunele și relele pe care le-am făcut sau nu le-am făcut. Trăirea aceasta cu cele două gânduri în paralel, de ce am fost creat și al doilea gând, voi da socoteală, cred că ne va putea ajuta să trăim între limite mult mai responsabil, știind că Dumnezeu ne-a dat limite pentru că există o limită majoră, moartea care ne uh, trage linia finală, se trag cele două linii și se face socoteală. Uh, eu nu pot scăpa personal de această obsesie a faptului că voi sta în fața tronului de judecată și va trebui să dau socoteală de gesturi, de atitudini, de priviri, de gânduri cele mai intime și pe care nu le știe nimeni dar stăpânul le știe. În ultima perioadă, cel puțin în România, ne-am învățat cu tot felul de filmări care au apărut în presă. Filmări care au fost deosebit de incomode pentru persoanele vizate. Și oamenii, de multe ori, sunt extrem de deranjați că cineva îi filmează atunci când, de fapt, nu și-ar dori să fie văzuți în când anumite Exact. Când, de fapt, Biblia ne spune foarte clar că toți suntem filmați. Sigur că Există o carte de aducere aminte, deci există niște cărți ale lui Dumnezeu care uh, prind pe pelicula timpului, dacă putem spune, nu doar ce facem sau ce spunem, chiar ceea ce gândim. Exact, exact, exact. Și că va fi odată când se va derula timpul, se exact. va derula viața și tot ce este înregistrat va fi analizat. Există, a fost această modă de conspirărilor, de conspirări de toate felurile, de la ofițeri acoperiți, descoperiți, până la foștii turnători la securitate. Va fi un astfel de moment al rușinii publice, al, al presiunii comunitare, în care ceea ce suntem cu adevărat va fi deconspirat, va ieși la iveală. Cred că. Revelionul care urmează noaptea aceea pe care ne chinuim să o trăim uh, trej, veghind, ar trebui să fie o amprentă spirituală. că ne chinuim să stăm pe la 5 dimineața, tragem de ochi, de somn, ar trebui să fie o amprentă spirituală asupra întregului an. Noi avem o cântare pe care o cântăm în biserică noastră: privegheați și vă rugați într-una. Această veghere a serii de Revelion, în care unii fac jocuri, mănâncă, cred că pentru noi ar trebui să fie o stare de spirit, la fel ca în povestirea cu prâslea cel văinic și merele de aur. Spunea cineva că motivul pentru care prâslea ultimul copil a mâncat merele de aur sau le-a adunat, că nu știu dacă merele de aur se pot mânca, mm. dar motivul pentru care le-a adunat și a umplut coșul de el este pentru că a știut să vegheze și a pus țepușe în spate, în față și în lateral și asta l-a ținut treaz. Trevzia aceasta, starea de a fi permanent în alertă, permanent în veche, este lucrul la care ne îndeamnă Apostolul Pavel, de a fi într-o continuă stare de alertă spirituală în care ca în noapte de revelion, când simțim că picăm, dar totuși știm că în noaptea asta trebuie să stau, că trebuie să celebrez, că e revelion, la fel trebuie să fie pentru restul oamenilor, o stare de veghere permanentă sub țepușe, constrângându-ne fiind mai austeri cu noi înșine, postind mai mult, probabil. Unul dintre cuvintele care noi le folosim foarte des în ziua aceea sau în perioada aceea este versetul din Efeseni 5 cu 16. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia, Voi Domnului. Domnului. În ce sens vremea, timpul poate fi răscumpărat și cum? Uh, Excelent text, și potrivit. Uh, așa cum spuneați, timpul este irreversibil. <coughs> nu mai putem întoarce. Ce am scris, am când, scris. Da, când spunem uh, că uh, ideea de a răscumpăra e vedem din, uh, din comerțul cu sclavi, Ai un sclav, l-ai pierdut uh, uh. dintr-un contract nefericit sau pur și simplu l-ai uh, L-ai vândut la sub preț și îți dai seama că a fost foarte varolos și te duci și îl răscumperi, plătești și îl, fie îl eliberezi și devini libert, fie îți devine din nou sclavul tău, îl iei din nou în stăpânire. Aceasta era ideea pe care Apostolul Pavel o avea când vorbea de răscumpărare și când vorbea de răscumpărare noastră ca robi și devenim robei Domnului, ieșim din robia păcatului și devenim robei Domnului. Uh, a răscumpăra vremea, are această idee de a relua în stăpânire. Răscumpărați vremea uh, că zilele pe care le trăim sunt oricum perioade grele, perioade de persecuție și noi trebuie să, îi, să stăpânim timpul, să-l reluăm în stăpânire, pentru că el ne, ne scapă. Uh, dar cum îl putem răscumpăra? Că imediat în versetul următor, cum continuă, avem și metoda înțelegând care este voia Domnului pentru vremea de astăzi. De aceea spuneam și altă dată, creștinii sunt singurii care pot avea o voce profetică pentru vremurile de astăzi. Ce este cel mai bine să facem astăzi? Răspunsul poate veni din gura creștinului care îl cunosc pe Dumnezeu, o relație personală cu Dumnezeu, care cunosc voia lui Dumnezeu pentru vremurile de astăzi. Trăim vremuri extrem de tulburi, economic, politic, o criză economică care se accentuează tot mai mult, o vreme politică extrem de întunecată și plină de compromis. Trăim o perioadă extrem de sumbră, chiar și în bisericile noastre evanghelice, în care vedem căderi, descurajări. Uh, întrebarea este: ce vrea să facă Dumnezeu? Care este planul lui Dumnezeu? Să nu cumva să mă trezesc că zidesc acolo un Dumnezeu de rămă și dărâm acolo unde Dumnezeu vrea să zidească. A fi înțelept înseamnă să înțelegi în, să fii în sincronie, în sincronizare uh, cu, și în sinergie cu ceea ce Dumnezeu face. A fi sinergic cu Dumnezeu, sinergo, înseamnă a fi conlucrător cu Dumnezeu, a lucra acolo unde Dumnezeu lucrează. Ce, care e lucrarea lui Dumnezeu pentru toate veacurile, pentru toți anii? Ce, oare ce intenție are Dumnezeu și pentru anul care urmează pentru România? Cu siguranță vrea să mântuiască alți oameni. Sunt conlucrător în această lucrare, probabil un bun uz al timpului în vederea veșnice, o bună economisire, o bună răscumpărare, exact așa cum răscumpăr o bucată de teren sau bani sau o bună investiție uh, cu dobândă de timp ar fi să investesc în lucruri veșnice. Uh, și aș încheia pasajul ăsta cu uh, o întrebare pe care mi-a pus-o un tânăr a venit la mine, avea destul de mulți bani, câștigase bani undeva în Occident și a zis, frate, am venit la dumneavoastră pentru că cred că un păstor ar trebui să fie înțelept și să ne sfătuiască și în aceste lucruri. Vreau să investesc în ceva. Sfătuiți-mă în ce să investesc. A zis, sunt orice altceva, dar nu sunt consilier financiar, dragul meu. Dar cred că am o idee. Nu știu să te sfătuiesc ca, din punct de vedere economic, nu știu în ce bancă sau în ce face să-ți bani, banii, dar ți-aș da un singur sfat. Investești în ceea ce crește. El asta și s-a uitat la mine și a zis, clar, o să investesc în pământ. Când pământ crește. A zis, dragul meu, cred că ar fi bine să investești în lucruri care cresc și lucruri care cresc sunt oamenii. Dacă investești în oameni, Uh, indiferent, economic, timpul, financiar, îți angajezi mai mult, îți angajezi pe care îi faci ucenicii cu ei, probabil răsplata ta va fi mult mai mare. Investești în ceea ce este viu, în ceea ce, uh, ce crește, în ceea ce se poate dezvolta. Tot ceea ce nu crește, dacă îți cumperi o mașină, a doua zi după cum ai cumpărat-o, valoarea ei scade. Cea mai îți prostă investiție. Da. Îți cumperi un computer, a doua zi valoarea lui scade. Tot ce este Uh, imaterial, uh, investiția scade <coughs> pentru că totul este trecător. Ceea ce este veșnic și ce este veșnic, sufletul omului. Atunci, această investiție este una neperitoare și care ne vom întâlni probabil în veșnicie. Aș vrea să vă mulțumesc acum la final de emisiune pentru uh, cuvântul împărtășit, uh, atât din scriptură, cât și din experiență personală, din experiența pastorală și uh, Cred că cel mai înțelept lucru pe care îl putem face în viața noastră este să ne trăim fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă în lumina cuvântului. Așa să fie. Și adresându-mă celor care ne-au urmărit în cadrul acestei emisiuni, dacă Dumnezeu ne va da zile în anul 2015, cred că o dorință mai mare și mai sfântă nu poate fi decât aceea de a trăi fiecare clipă și fiecare zi precum este genericul emisiunii în lumina cuvântului.